Prin această ordonanță de urgență s-a propus pentru anul 2019 prorogarea termenului de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 230, cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii până la data de 31 iulie 2019 inclusiv. Totodată s-a propus și prorogarea termenului pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de codul fiscal până la data de 31 iulie 2019 inclusiv, s-a arătat în nota de fundamentare care a însoțit proiectul de act normativ. Această decizie a fost luată pentru evitarea blocării sistemului electronic în condițiile în care din acest an declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale se depune doar prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual și a serviciului Depunere Declarații. Pentru depunerea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță și plata integrală a obligațiilor fiscale până la data de 31 iulie 2019 inclusiv, se va acorda o bonificație de 5%. Declarația unică trebuie completată și depusă de către persoanele fizice care realizează individual sau într-o formă de asociere venituri din România și sau străinătate și de către cele care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Persoanele care nu realizează venituri și aleg să plătească contribuția de asigurare de sănătate au de asemenea obligația de a depune declarația unică, a precizat consilierul județean PSD Emil Muntean.